Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la azi o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre. Astăzi vom vorbi despre puterea rugăciunii. L-am invitat pe Boici Tibor. Nici nu știu cum să-l prezint, ca pe un om al lui Dumnezeu, ca pe un om care prin puterea rugăciunii face minuni. De fapt, el spune întotdeauna că nu el o face, ci Dumnezeu lucrează prin mâna lui. Bine ați revenit la noi în studio. Vă mulțumesc pentru invitație, salut și eu pe toți telespectatorii și pe dumneavoastră. Îmi pare bine că ați acceptat discuția despre puterea rugăciunii, pentru că noi toți ne rugăm, deci toți creștini ne rugăm mai mult în perioada în care trecem printr-un necaz. De multe ori uităm să spunem mulțumesc, Doamne, dacă am fost ajutați. Dar indiferent cine este cel mai mare ateu în momentul în care dă de un necaz, strigă la Dumnezeu. Strigă spre Dumnezeu. Spuneți, cât de importantă este rugăciunea pentru un om și cât de important e să nu uiți în perioadele în care îți merge bine că... Când ești fericit. Da, că trebuie să mai pui. Cred că în primul rând ar trebui să punem, să eliminăm anumite nuanțe al rugăciunii. Hristos, când se întâlnește cu femeia din Samariteană la fântâna lui Iacob, îl întreabă: dacă tu ești prorocul, spune-mi care este rugăciunea cea corectă. Ce facem noi aici la fântână sau ce faceți voi la Ierusalim? Și Hristos spune: nici asta, nici aia. Rugăciunea corectă este ceea ce este în du și adevăr, în dreptate. Deci, o rugăciune, ca să aibă efect, să spun așa, trebuie să fie în du și în realitate. Hristos mai are promisiuni. Zice că dacă doi sau trei veți cere în numele meu de la Tatăl meu, eu vă voi da. În alt loc spune: dacă veți cere cu credință și nu vă veți îndoi, eu vă voi asculta. Trebuie să spunem că rugăciunea nu este numai vorba omului. Te poți să te rogi și prin gând sau prin fapte. Când faci anumite fapte după voia Domnului, deja este o rugăciune. Când orice credincios ridică sufletul către Dumnezeu, vrea să comunice cu Dumnezeu, este în rugăciune. E adevărat că sunt anumite situații când îi mulțumești ceva lui Dumnezeu, când îl preamărești pe Dumnezeu sau când ceri ceva de la Dumnezeu. General cere prea puțin. Asta e partea începătoare a credinței. De ce spun asta? Și eu tot așa am fost înainte să-mi trec de la religiozitate la credință, că aveam numai rugăciuni de cerere. Însă când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-a dovedit prezența sa și bunătatea sa dumnezească, am căpătat o credință, nu în sensul când cer ceva să-mi dea, ci când am nevoie de ceva, îmi va da. Dacă este și după voia sa. Deci să zicem că nu am o anumită problemă, un examen, un problemă de loc de muncă sau așa ceva. Când ai trecut la credință, înainte să treci la credință, când ești numai religios, atunci, mai Doamne, vino și ajută-mă mâine, vezi câte necazuri am și nu știu cum să fac. Și... Deci e tipul ăsta de rugăciune. Când ai trecut la credință, te rogi altfel. Deja mărturisești: o, Doamne, îți mulțumesc că pe mine rătăcitorul nu m-ai aruncat. Îți mulțumesc, Doamne, că ai grijă de mine.
Îți mulțumesc, Doamne, că examenul acesta de mâine, convorbirea asta cu șeful, cu nu știu cine, la tribunal, îți mulțumesc că tu vei fi acolo și dreptatea ta va învinge, pentru că eu sunt copilul tău și tu ai dat pe unicul tău fiu pentru mine. Nu mă îndoiesc de iubirea ta. Deci asta e o rugăciune în credință. Deci trecem de la a cere la faptul că Dumnezeu este prezență continuă în viața noastră. Care dovedește credința noastră. Da. E mare lucru să ai așa. Atunci, deci după rugăciune, aici se poate da seama dacă respectivul este în credință sau încă în religiozitate. Deci a fi religios înseamnă? E o fază înainte de a ajunge la credință, pentru că credința se transformă din auz, așa spune Pavel în epistola sa, și aceste adevăruri care aflăm prin religiozitatea noastră, prin diferite religii, studiind Biblia, expuneri și așa mai departe, ăsta trebuie să devină adevăruri pentru noi. Pentru că problema mare este că, să zicem, spunem Tatăl nostru. Dar o spunem învățat, din reflexe, din obișnuință. Și ne gândim dacă eu un om simplu, muritor, care sunt aproape un nimic în lumea asta, față de cât e lumea, pe Creatorul lumii îl numesc Tatăl Ceresc. Cel bun și iubitor. Îl numesc iertător. Așa de iubitor încât a răstignit unicul său fiu pentru mine. Deci asta înseamnă că când spun Tatăl nostru, ar trebui să-mi dau seama și să trăiesc cu credința că eu sunt fiul acelui Tatăl Ceresc. Am devenit prin Hristos fiul său. Deci sunt cineva care nu trebuie să se îngrijoreze, nu trebuie să fie nerăbdător, nu trebuie să fie așa mai departe. Dar nu o luăm în serios. Spunem Tatăl nostru ca o exprimare, dar nu spunem Tatăl nostru ca într-adevăr un fiu cât de mic ar fi, către Tatăl cel bun iertător. Nu ne așezăm în poziția noastră de fiu al lui Dumnezeu sau fiica lui Dumnezeu. Și ăsta se folosește satana pentru că ne aduce în viață îngrijorări, în necazuri, chiar depresie sau panică. Dar când sunt în linie cu credința, deci știu că eu sunt așa de iubit de Creatorul Lumii, de Tatăl Ceresc, încât a răstârnuit unicul său fiu pentru mine, ca să am viață și să am viață din belșug, atunci nu am cum să devin depresiv. Nu am cum. Pentru că credința mea este dreptatea Tatălui Ceresc. Credința mea nu constă în ceea ce văd, în ceea ce mă înconjoară, și în ceea ce cred prin Dumnezeu, prin Hristos. Apostolul Pavel, în scrisoare către Efesieni, spune: avem parte de toate harurile cerești în puterea lui Hristos prin Duhul Sfânt. Nu luăm în considerare. Deci nu trăim în aceste haruri. Nici nu străduim, nici nu ne străduim ca aceste haruri să fie adevărate pentru noi. Noi trăim cu un pic de rugăciune și ca cele lumești. Da. În partea asta suntem religioși. E un drum. Al drumului vieții religioase. Când deja ajungem acolo că analizăm, Doamne, Tu ești Creatorul Lumii și eu sunt Fiul prin Hristos, e altceva. Nu mai înjur, nu mai mint, nu bârfesc, nu mă interesează necurăția, nu. Pentru că sunt Fiul Tatălui Ceresc, nu pot să-mi permit. Deja? Pentru că, da, asta nu pentru că ți-o impui, ci pentru că așa nu. Ți vine. E normal. Da, da.
E normal. Te simți, te simți. Aproape că te simți dator. Cele 10 porunci din dragoste, nu pentru că ți se impune. Deci, bănuiesc că la asta da, deci, ca să treci peste porunci, prin faza asta trebuie să ajungi acolo unde, când ești condus de Duhul Sfânt. Că cei care sunt condus de Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel în scrisoare către Galatieni, Galatenieni, nu sunt supuși poruncilor. Pentru că dacă ești condus de Duhul Sfânt, nu mai faci păcate. Nici nu te gândești la păcate. Am fost în anumite împrejurări cu oameni credincioși adevărat, unde nici în gând nu-ți vine un gând păcătos. Nu are cum să pătrundă acolo. Pentru că oamenii sunt prezența Duhului și e o viață curată, liniștită. Deci, deci o pace pe care nici nu poți să exprimi. E o altă viață. Pentru că viața creștină ar trebui să difere foarte mult de cea lumească. În viața creștină ar trebui să avem divorțuri, alcoolism, depresie, multe suferințe de care avem parte. Asta pentru că suntem împărțiți în inimile noastre, în fața Domnului. Iar Apostolul Iacov spune, cei care sunt împărțiți în inimă sunt ca spuma pe mare, care este aruncată încoace încolo, ăștia nu vor primi ascultare la Domnul. Deci, dacă n-am fi așa dezbinați în viețile noastre, cu grija față de lucrurile trecătoare și neglijența față de lucrurile Domnului, ne-ar schimba viața. Da. Pentru că, să fim serioși, foarte mulți oameni religioși merg la biserică, dar cea mai mare grijă sunt pentru lucruri trecătoare. Foarte puțin se îngrijoresc pentru lucruri divine, pentru partea lui Dumnezeu. Foarte puțin spun că, vai de mine, ce să mă fac ca să am viață veșnică. Trebuie să construiesc casa la copil, trebuie să cumpăr mașină, trebuie să cumpăr telefon, trebuie să fac, trebuie să... Deci, punem pe primul loc lucrurile pe care le pierdem și așa și așa. Cel puțin la moarte pe toate. Și punem pe prima fază, pe prima importanță. Iar cele care ar trebui să fie pe prima importanță, că Hristos spune așa, căutați dreptatea și împărăția cerurilor și restul vi se va da. Îl facem cam invers. Cerem tot ce avem nevoie și dacă avem timp, mai spunem o rugăciune. Credeți că există credincioși într-o anumită... credincioși adevărați, cum ar veni, aparțin unui anumit tip de religie? Vorbim despre religia adevărată, deci este este indiferent în ce religie ești, important e să crezi și să te întorci cu fața către Dumnezeu, să fii omul lui Dumnezeu, sau doar într-o anumită religie poți să faci chestia asta? Aceste despărțiri de religie sunt înființări de religii, de confesiuni. Așa. Se fac mereu pe baza credinței mai adânci. Așa a făcut și Luther, așa a făcut și acum e cu grămadă, mai ales în partea penticostală, sunt alții și alții. Foarte diferiți și fiecare are tendința când se înființează aceste grupări religioase, să fie mai perfect decât a fost acolo unde este. Însă nu prea dau socoteala când se străduiesc să fie mai perfecți, o să aibă încercări mai multe și nu duc departe. De aceea nu există o așa numită religie curată care e numai cu credință. Nici nu va exista, pentru că, după părerea mea, pentru că încercările nu se întrerup până la sfârșitul lumii. Iar orice străduință
orice persoană poate să fie încercat și chiar deviat de la credința curată. Dar în fiecare religie e posibil, are posibilitatea oricine să devină un credincios curat, corect. Cel care nu se oprește la partea religioasă al grupului, că fiecare are anumite lucruri. Catolicii, de exemplu, au statui, au biserici îmbrăcate, ortodoxi, greco-catolici, vopsite. Protestanții, fără vopsite, fără unii au mai permit crucea, alții nici crucea. Deci sunt foarte diferiți în privința asta. Dar asta e partea religioasă, deci nu are nicio importanță. Așa zis. Dar persoanele care, după Sfânta Scriptură, trăiesc după dreptatea Domnului, ajung la credință. Ei nu mai, o să mai fie deranjați dacă biserica aceea este goală sau este plină cu statui și picturi. Deci nu depinde de... Este adevărat că sunt anumite confesii, cunosc și eu din ăsta, care tăgăduiesc că Hristos este Dumnezeu, că nu există viața veșnică, deci sunt anumite deviații, unde e mult mai greu să devii credincios, să treci în credință, pentru că baza credinței tale deja are slăbiciuni. Știu că la unitarian nu e ce există Dumnezeu, Fiul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar nu e o persoană. Duhul Sfânt, știu că există, a fost discuții nu. Pe... Nu este o persoană, Hristos nu este Dumnezeu, deci mai sunt și alte. Deci este viață, cum spuneți, da. Deci e înființat de un conducător, transivă, da, deci... Da, Francis, din câte așa este. Stai, deci așa e cu credința. Spuneați la început de puterea rugăciunii. Da. Nu rugăciunea are putere, ci credința prin care este exprimat rugăciunea. Deci, să vă spun un exemplu simplu. A venit un domn de vreo 30 ceva de ani să ajut pe mama lui pentru că are dureri pe coloană și l-a chemat pe cineva să-i facă masaj, dar de atunci e mai rău. M-am dus acolo, era o doamnă, cam la vreo 60 de ani, asta a fost acum la 20 ceva de ani, și lungă pată, avea o carte de rugăciune și un rozariu. Era romano-catolică. Și am glumit puțin cu ea, zic că ce faceți cu boabele astea de fasole? Mă refeream la rozariu. Da. Și zice, vai domnul, ăla nu sunt boabele de fasole. Lei rozariu. Zic, bun, dar ce faceți cu asta? Ce mă rog? Zic, cum vă rugați cu asta? Săracă a început să mă explice. Zâmbeam, zic, bun, dar dacă v-ați rugat, nu v-ați rugat să vă vindecați? Și păi, da, m-am rugat mult. Și cum ați cerut? Păi am spus rozariu. Bun, dar rozariu nu e cuprins boala dumneavoastră. Deci, dacă spuneți rugăciune, dar nu se adresează bolii. Deci fiecare bobiță pe rozar are rugăciunea ei. Eu îmi cer scuze, eu nu știu fiecare eu bobiță, acest lucru. Fiecare bobiță are, se spune aceeași Ave Maria. Eu nu vine acum să cum vine pe românește. Deci se spune aceeași rugăciune pe... Da. Însă în mijlocul rugăciunii respective se pune un lucru biblic. Conceperea lui Hristos în pântecele Mariei, plecarea Mariei către Elisabeta cu nașterea lui Iisus, prezentarea lui în biserică, găsirea lui în biserică, de exemplu, primii cinci și secrete sau nu știu cum se spune, permește, mă scuzați acum, nu-mi vine expresia. Așa. Dar și am explicat că, deci, nu să suferiți cu coloană vertebrală. Și l-am întrebat pe fiul tău,
pe fiul său, ce diagnosticare. Și vă arăt imediat. Când m-am luat la diagnostic, avea cancer la os, cancerosos. Deja coloana era așa de atacată încât nu putea să se ridice, deja că avea dureri și leșina. Și i-am zis că, doamnă, dacă tot așa vă rugați mult, bănuiesc că aveți și credință, hai să cerem noi amândoi împreună. Și atunci am așezat palma dreaptă în numele lui Iisus peste ea și ne-am adresat lui Dumnezeu, primul rând să iartă toate greșelile, în al doilea rând, ca creator, să regenereze toate oasele, toată coloana, toate oasele, sistemul osos în trupul ei, la normale, funcționare normală. Și am rugat așa vreo 10 minute, am început o binecuvântare și am plecat. Nu m-am mai sunat, n-am mai venit, nici eu nu m-am mai dus. Și ne pregăteam de Revelion. Noi Revelionul petrecem în rugăciune și post din 97. Și zic că mai am vreo 4 bolnavi să merg să vizitez pe 31 decembrie. Mergând pe stradă, văd pe o doamnă cu 2 sacoșe pline, venea în față cu mine și zâmbea. Zic, oh, cine o fi? Și m-a întrebat dacă o cunosc. Zic, iertați-mă, mi se pare, dar nu știu de unde. Și păi la mine a fost când a spus de rozariu că sunt boabe de fasole. Deci și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și că atunci a dormit și când s-a trezit, s-a sculat, nici nu s-a gândit. Și a început să facă lucrurile în casă și n-a avut probleme. Deci sunt frumoase rugăciunile, sunt foarte, foarte multe rugăciuni. Dar dacă nu direcționează acolo unde este nevoie, sunt rugăciuni frumoase. Deci Hristos, când se prezintă... Eu cred că trebuie să spui cu credință în momentul în care... Neapărat. Că altfel nu punem mișcare. Numai din vârful limbii... Da. Deci Hristos, când ajunge la Lazar, care e mort de 4 zile, nu face o adunare de rugăciune, nu... ține un nu știu ce acolo, post sau altceva. Deja spune, Lazar, ridică-te. Și Lazar se ridică. Deci, aceste expresii care folosim, sau se poate spune, să zicem, spun un rozariu, dar rozariu cu intenție. O, Doamne, mă rog la Tine, împreună cu Sfânta Fecioară Maria, vinu în ajutorul acestui fiu, frate, prieten sau nu știu cui, prin rugăciunea noastră și binecuvântează-l prin această suferință prin care trece la eliberare și vindecare. Deja are un alt sens decât să spunem rugăciunea, de ce să tocăm acolo indiferent ce cuvinte. Totuși, deci puterea rugăciunii. Rozarul ăsta a fost dat cu un scop de către Biserica Catolică. Cred că pentru a nu uita să spui acele rugăciuni. Nu. Sunt anumite rugăciuni care se spune în grup. Și e greu să spui rugăciuni care nu au aceeași text în grup. Deci litanile și ăsta se spune în grup. Pentru că e scris, toată lumea spune același lucru. Și rozariul e prea simplu și dacă e o adunare de 200-300 de mii de oameni, să zic, spune rozariul, deci nu e... La Medjugorje, de exemplu, se spune în fiecare pe limba lui. Nu e... Nu e un lucru complicat. Da, și când spui aceste rugăciuni scrise și învățate, au putere sau, dacă spun mai multe persoane, aceeași rugăciune deodată, cu voce tare, chiar dacă nu o spun cu credință, nu o simt, aduce ceva energie, ceva putere, ceva? Dacă se adună mai mulți, cu cât sunt mai mulți spun aceeași rugăciune, cu atât puterea sa crește. Deci în puterea Hindu crește la rugăciune. Dar am făcut o demonstrație odată pentru niște îndoielnici
a dus pe un băiat cu o durere de umăr care a fost tratat vreo două luni de zile și nu s-a reușit, nu s-a vindecat. Și l-am rugat pe cei prezenți, dacă cei care cred în Dumnezeu, să spunem pentru acest băiat, fără să atingem, fără să facem altceva, să spunem Tatăl nostru pentru vindecare. Dar o spunem puțin altfel decât ne-am obișnuit, Tatăl nostru care ești în cerul rărăr. Și am spus această rugăciune în felul ăsta. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Deci am spus așa în credință. După ce s-a terminat, l-am rugat pe băiat să ridice mâna. A ridicat, a făcut toate mișcările, n-a avut nicio durere. Deci se poate spune. Să știți că nu mai am durere, mă pot mișca, deci... Cu cât primiți, dacă primiți această credință, automat se face, deci... Da. I-am văzut la asemenea rugăciune piciorul crescut la 5 cm și jumate, deci a avut piciorul mai scurt și la asemenea binecuvântare s-a făcut normal, acolo pe față. Deci în 2-3 minute avea aceeași picior ca și celălalt. Dumnezeu lucrează. Dacă lăsăm, da. Nu. Prima dată nici mie nu mi-a fost ușor, pentru că mă îndoiam, nu știam. Dar am avut câteva. Țin minte, odată a venit o doamnă cu fiica ei și l-am întrebat ce are fata. Era în clasa a șaptea. Și zice că nu vede. Zic, bun, ați fost la medic. Și da, am fost. Și unde ați fost? Păi am fost la Mercurea Ciucă, am fost la Târgu Mureș, am fost la București, la Debrețin și la Budapesta. Zic, și ce v-a spus? Păi fiica n-are nerv optic, s-a născut fără nerv optic și nu vede. Și eu am zis, doamna, iertați-mă, dar dacă n-are nerv optic, ce vreți să fac? Și când m-am uitat să-i spun mamei, am văzut aceea față disperată, ca unica speranță și n-am avut curaj să spun nimica. Zic, Doamne, ce trebuie să fac? Și vezi, Dumnezeu, indiferent ce faci, nu de asta depinde. Fă ce crezi, restul rezolv eu. Asta ați simțit în momentul ăla. Da, un fel de șoaptă interioară. Și atunci am pus pe fata aceea, am fost începător atunci, am pus pe fata aceea pe scaunul respectiv, i-am făcut un masaj la cap ca să aibă circulația mai bună la cap, că am fost masor când am fost sportiv, i-am fost masorul grupului și echipei. Și până m-am așezat palmele și zic, Doamne, Tu știi, eu până acum, de acum e treaba Ta. Binecuvântează-L, Doamne, cum crezi Tu, cum vezi Tu, ce de binecuvântare. Și i-am zis, la revedere, am terminat. Și m-a întrebat, mama, când trebuie să mai venim înapoi? Zic, auleu, ce să spun, că acum a fost ușor, dar când mai vine înapoi, ce o să-i spun? Cum? Și zic, peste o lună. Și vai, Doamne, dar vecina mea a fost și a zis că peste 3 zile. Zic, păi da, a fost alt caz, de ce? Da. Așa, deci deja pierdusem curajul, așa. Și a venit peste o lună de zile și țin minte că venise într-o pungă de nylon cu 1 kg de zahăr. Asta era începutul anilor 90. Mi-a pus acolo pe masă. Zice, Domnul, eu am venit să mă mulțumesc dumneavoastră și Sfântei Fecioare Maria, fiica mea vede. Am crezut că leșină acolo. Zic, vă rog frumos, ieșiți afară. Ieșiți afară, am căzut în genunchi, am început să plâng. Și când am ridicat capul, pe perete vedeam textul ăsta biblic, înainte să cereți, Tatăl Ceresc știe de ce aveți nevoie. Un fel de ori am plâns acolo. După aceea am chemat înapoi și am pus la încercare pe fată, cu degete cu ăsta, și am vrut să vede. Și am zis să mergeți înapoi la medic ca să consulte, să vadă dacă mai e ceva de făcut. Și s-a dus la medicul oftalmolog și l-am întrebat pe maica sa, după ce m-am întâlnit cu dânsa, ce a zis medicul. Și zice, s-a uitat, a băgat în vreo 3 aparate și odată a dat din palmă și a zis că e imposibil. Așa ceva nu există. Aici nu este nerv optic și fata vede. Deci acum nu are nerv optic. M-am întâlnit acum vreo 4 ani cu dânsa, deja e măritat, are copii mari.
mărișori și vede. Și i s-a schimbat viața în momentul ăla, dar a devenit credincioasă, Deci după experiența mea, aici e problema, în multe cazuri, pentru că cei care au parte de acest har al lui Dumnezeu, în momentul respectiv, fiecare simte o chemare la curăție, la viață perfectă. Dar, din păcate, mulți, câte puțin, se reașează în viața dinainte și iar o să înceapă alte necazuri sau același va continua. Dar am constatat că cei care stau în... încearcă să stea în dreptatea aceea prin care a căpătat vindecarea, ei rămân liberi. Deci nu se mai întoarce boala. Nu am un contact cu doamna asta, cum e doamna, cu fata asta. Atunci m-am întâlnit și l-am întrebat cum e, mi-a povestit că are doi copii. Nu. Trăiește o viață normală. Să nu credem că viața credincioasă e numai un fapt aparte. M-a vizitat odată o doamnă și l-am întrebat, am avut niște probleme, zic, credeți în Dumnezeu? Zice, măi, domnul, știți, eu nu sunt așa chiar bisericoasă, dar eu mă străduiesc. Uitați, asta vară, de exemplu, a fost o vreme urâtă la noi. A venit grindina. Și am în grădină pusesem câteva lucruri. Și când am văzut că vine grindina și m-am pus în genunchi în mijlocul casei și am zis, Doamne, atâta am. Iartă-mă, ajută-mă, Doamne, ca să nu fie distrusă. Păstrează-l, Doamne. Și când m-am rugat acolo în genunchi plângând până s-a terminat ploaia, când am ieșit, m-am dus în curte, în grădină și m-am uitat la vecin, tot a fost prăpădit. La mine nimic nu a fost atinsă. Totul a fost normal. Deci nu depinde credința nici de religie, nici de funcție, anumite funcții religioase. Că oameni simpli poate să fie mai religioși decât, mai credincioși decât unii care au anumite funcții într-o anumită biserică. Deci asta e personal. Deci, relația cu Dumnezeu, eu cred că este personal. Trebuie să ai o relație de cum e Tatăl cel Bun și Fiul. Dacă nu ajung la această relație, e greu să ajung la credință. Dacă stau departe de Tatăl meu, nu prea poate să fac în viața mea ceva. Că și pe la mine tot, mai mult spune, vai, Dumnezeu, mi-ai făcut minune. Nu cred. N-am cum să fac minune. Că dacă aș putea să fac minune, aș face unde îmi place mie. Dar știu că degeaba îmi place mie să fac rugăciune sau o vindecare la cineva care nu are credință sau prea mândru, n-am să reușesc niciodată. Dacă, asta vreau să vă întreb, dacă în toate cazurile Dumnezeu vă ascultă pentru fiecare om la care sunteți chemat, cei care nu sunt deschiși la credință nu prea au șanse. Deci ca harul lui Dumnezeu să intre în viața unui om, trebuie să fie deschis către voia Domnului Dumnezeu, care este încăpățânat, e mândru, e nu știu ce, nu prea merge. Deci trebuie să te încercat de sine și să exact. Urmezi. I-am încercat să ajut prieten care mi-a fost prieten în copilărie, dar acum a devenit oameni mari, așa a zis, a venit cu probleme și nu prea am reușit să-l ajut. Nu prea sau nu? Nu prea. Cei care au coborât de pe cal și a zis, Doamne, sunt ce sunt, ajută-mă, la ea merge. Dar cei care au mândrețe că eu, nu știu ce, că chiar și unii care spun că, vai de mine, eu cred. Păi am pățit odată, într-o zi de dimineață, când după slujbă au venit trei doamne, care în fiecare zi sunt la biserică, și m-au rugat, unul avea dureri de picior, altul de umăr, în celălalt de mijloc. Și m-am rugat pentru toate trei, că m-au rugat acolo să mă rog pentru ele, și niciuna n-a căpătat vindecare.
M-am rămas și eu puțin așa surprins, cum adică nu, păi în fiecare zi sunt din mândrețea de religiozitate, că ei cred că cred. Da. Și harul nu l-a putut, nu s-a plecat, n-a avut smerenie ca să primească harul cum ai primit tu mai înainte. Și oameni care nu prea umblă la biserică, dar au inimă deschisă pentru bunătatea Domnului, câteodată mă mir, dar se întâmplă anumite minuni de mare de importanță, așa mai însemnată. Vroiam să vă întreb dacă harul ăsta pe care îl aveți dumneavoastră poate să-l aibă oricine. Dacă puteți sau puteți dumneavoastră să aveți discipoli pe care să-i învățați cum să acceseze aceste puteri ale lui Dumnezeu sau cum să se apropie de Dumnezeu sau nu știu cum să mă exprim ca să fie în exprimare corectă vis-a-vis de harul ăsta pe care am eu are fiecare om botezat. Fiecare care e botezat. Numai că foarte mulți nu sunt interesați. Unii sunt interesați, dar nu-și schimbă viața ca să funcționeze. Hristos spune așa, cei care credeți în mine, veți face aceeași lucrări ce am făcut și eu, chiar mai mari, că eu merg la Tatăl Ceresc. Deci nu este dus nimeni, decât prin credință. Crezi în Hristos sau nu mă te rogi la El? Crezi în Hristos sau nu mai faci analiză și expoziții și expuneri? Deci eu nu mă consider cu nimic mai mult decât că nu sunt decât un om simplu. Dumneavoastră, în momentul în care ați ales să vă întoarceți spre Dumnezeu, cum vi s-a schimbat viața? Deci eu eram către Dumnezeu de când mă știu. Că așa mi-a crescut părinții, chiar și prin viețile lor. Da. Sunt mulțumit. Ceea ce s-a schimbat atunci când am fost paralizat, din religiozitate am trecut la credință. S-a schimbat multe lucruri. Atunci am început să înțeleg slujba romano-catolică. Plângeam aproape un an de zile la fiecare slujbă, eu ca bărbat. Chiar odată o doamnă m-a atins pe umăr, zice, nu te plânge, că Dumnezeu te iartă. Eu plângeam de bucurie, pentru că simțeam voia Domnului. Țin minte odată când ostia este ridicată de preot și spune, iată mielul Domnului care ia păcatele asupra lui. Și cum m-am uitat așa la ostia, Iisus m-a întrebat, și tu cine ești, care ai venit să-mi dai păcatele? M-am blocat. Niciodată nu m-am dus la o slujbă religioasă ca să scap de păcate, ca să fiu mai bun. Am mers pentru că e slujbă, ne-am obișnuit, trebuie să mergem. Da. Ei, de atunci merg cu altă intenție. Deci are un cum să zic, un domn elan spiritual. Și ce credeți? Ați devenit un om mai bun în relația cu alții? Sau... Automat trebuie să devii. Altfel pierzi harul. Viața în familie cum decurge? Nu vă mai certați? Sau sunteți un om normal? Cum mă consider un om normal, dar din grija Domnului, eu nu m-am certat niciodată cu soția. Nu pentru că sunt deștept sau sunt nu știu cum, sau sunt religios. Și ai deșteaptă. Nu. Însă, chiar când a trebuit să mă însori, am cerut părerea Domnului. Deci nu m-am însurat așa, că mi-a plăcut multe fete, dar când l-am întrebat pe Dumnezeu, că deja aveam tendința asta la credință, și l-am întrebat, Doamne, atunci pe cine vezi tu? Și i-am spus, uite, e aia de acolo, cu care am fost, să zic, la bal, am fost nu știu. Și după vreo 3 alegeri din ăsta a zis că bine, dar uite, peste 10 ani va fi așa, peste 20 ani așa, peste atunci așa. Și atunci am zis, Doamne, iartă-mă, arată-mi care, pe care vezi tu cu care ar trebui să trăiesc eu după voia ta dumnezească.
Și, nu știu, cred că n-a trecut vreo 10 zile, am întâlnit o fată la o poștă și m-a rugat să-l ajut puțin acolo, că nu înțelegea ceva. L-am ajutat. După 2-3 iar l-am întâlnit în stație de autobuz. Până atunci nu văzusem niciodată, deși. Și, nu știu, l-am întrebat așa unde merge. Am stat puțin de vorbă cu ea, dar nu am băgat în seama. Peste 2 zile iarăși m-am întâlnit cu ea și zic, Doamne, dacă este ea, atunci fă să fie aici, să vină acolo unde sunt eu. Și cu o prietenă au pornit nu știu unde, dar pe drum a trebuit să se întoarcă, să ia la în altă direcție și au venit acolo. E drept, am pus la îndoială, pentru că părinții mei au fost foarte credincioși, au fost chiaburi ridicați de comuniști, au fost chinuiți, iar părinții acestei fete au fost comuniști activi. Era dintr-o altă zonă, de altă religie, de care nu prea ținea cont, așa. Și am zis, Doamne, nu, asta nu poate să fie, nu merge. Și am văzut că tot ne întâlnim. Zic, bine, atunci o să chem la un revelion. Am petrecut un revelion împreună. Tot nu am fost convins că este adevărata fată pentru mine. Și țin minte că mai aveam 2 săptămâni până la nuntă, împărțisem invitațiile și am zis, Doamne, dacă nu este ea, de acum renunț la ea. Și acum, deja la 44 de ani de căsnicie, dacă mă uit așa în trecut, n-aș fi putut să aleg o persoană mai potrivită pentru mine. Chiar câteodată mi-e și rușine când față de ea, pentru că eu o inimă grijulie, deci de asta am nevoie. Ca să trăiesc această formă de viață familiară. Pentru că asta pentru ea este greu, pentru că sunt mereu pe drumuri, sunt foarte puțin timp acasă. Dar pe baza credinței căutați dreptatea și împărăția cerului, restul vi se va da. Am lăsat familia în grija Domnului și pe copii și pe toată familia și Dumnezeu a avut grijă ca să nu dispară, să nu se abată de la viața normală și ei sunt religioși, au viața normală. Deci fiecare avem această posibilitate ca să ne deschidem către iubirea Tatălui Ceresc. Și cei care sunt într-adevăr, sunt deschiși, deci nu mai spun Doamne, Doamne și fac altceva, dar se străduiesc să trăiască după voia Tatălui Ceresc, Dumnezeu poate să aibă grijă de viețile lor. Și am văzut foarte multe vieți schimbate. Avem câteva mărturii, 2, pe care o să rog regia să ni le pună. Și o să ilustrăm prin asta și cum vorbesc alții despre minunile pe care le-ați făcut. Bună ziua, mă numesc Amalia Marga și am avut plăcerea și deosebita onoare ca în decurs de mai bine de 10 ani să asist la numeroase vindecări și eliberări pe care domnul Tibor Boici, în calitatea sa de conducător al grupului Viața în Duhul Sfânt din Sfântul Gheorghe, le-a făcut. Pot să spun că miracolele au curs. Am fost și la Sfântul Gheorghe și la Miercurea Ciuc. Am ascultat emisiune de emisiune în fiecare marți în toți acești ani și am văzut în mod concret cum Duhul Sfânt a lucrat, a vindecat, a eliberat și miracolele s-au ținut lanț. În ceea ce mă privește pe mine, pot să spun că am avut parte și eu de o vindecare miraculoasă. Acum câțiva ani am căzut în curtea casei mele și mi-am rupt toate ligamentele genunchiului.
Am încercat să mă fac bine mergând la medici, dar din păcate nici în țară, nici în străinătate nu exista nicio șansă ca eu să merg din nou. În acea perioadă am apelat la o ambulanță privată care mă lua din pat, mă punea pe un scaun, mă duceau în brațe în ambulanță și apoi mă aduceau în brațe la birou, unde mă puneau un scaun, iar la sfârșitul zilei acest ritual se desfășura în sens invers către casă. Timp de o lună și jumătate m-am rugat cu Tibor la telefon seara, aproximativ 15 minute în fiecare zi. Și când credeam că nu mai este nicio șansă, pentru că credința mea era foarte, foarte puțină, Duhul Sfânt a acționat. Am ajuns la birou, m-au coborât din ambulanță și i-am rugat pe cei care mă aduceau să mă lase să merg singură. Oamenii au început să râdă și au spus: Doamnă, dacă te lăsăm singură, o să te împrăști toate pe aici. Cert este că i-am rugat încă o dată și mi-am sprijinit mâinile de perete și apoi am început să pun câte un picior ușurel unul înaintea celuilalt, să urc scările, să merg împleticit, după aceea tot mai bine, până când am reușit să merg perfect. Pot să spun că o astfel de întâmplare m-a marcat pentru totdeauna și sunt profund recunoscătoare, sigur, în primul rând, Duhului Sfânt care l-a folosit pe Tibor în acest mod. Mulțumesc! Mă numesc Pofelicea Margareta și aș vrea să vă împărtășesc din experiența mea minunată pe care am avut-o în cadrul unei întruniri pe care a ținut-o domnul Tibor la Cluj-Napoca în toamna anului 2019. Am fost și am participat la această întrunire pentru prima oară. Auzisem despre dânsul și despre lucrurile minunate pe care le face, dar nu știam exact la ce să mă aștept când am mers acolo. Am fost invitată de cineva și am participat, am încercat să observ ce se întâmplă și să am constatat că dânsul făcea această întrunire într-un mod progresiv. Prima parte a fost o prezentare a dânsului în așa fel încât toată lumea care era acolo și care nu-l cunoștea încă să îl cunoască. Și după aceea a început practic partea de vindecări și nu mi-am imaginat că eu personal voi avea parte de o vindecare. Vara anului 2000, deci cu mulți ani în urmă, am suferit un accident, în sensul că am căzut cu coloana, partea dintre omoplați, pe o dungă de scară și am suferit un traumatism. De atunci, pe măsură ce și anii au trecut și am mai îmbătrânit, am avut dureri de spate în zona aceea și acum, la ședința domnului Tibor, am participat cumva cu speranța că mă voi vindeca de această durere. În momentul în care dânsul a reușit să aducă în cadrul ședinței și în mijlocul nostru Spiritul, Duhul Sfânt, am simțit, așa cum dânsul spune, deci cum spunea în ședință, cei care suferă de o durere oarecare vor simți o căldură sau așa, și eu am simțit în acel loc al spatelui, în momentul în care a spus că cineva din sală care are probleme și dureri în zona coloanei a omoplaților se va vindeca. Și chiar așa a și fost, pentru că am sperat să fiu eu, nu credeam 100% exact, pentru că pe undeva mă și minunam să fiu eu aleasă pentru vindecare, dar am constatat după aceea că nu mai am avut durerea și că m-am vindecat în cadrul acelei ședințe. Pentru asta îi sunt foarte recunoscătoare și îi doresc în continuare să facă cât mai multe
întruniri și cât mai multe vindecări pentru oameni care au nevoie de dânsul și care speră și cred în puterea dânsului de a face asta. Am vrut să vă împărtășesc această experiență a mea pentru ca să aveți încredere cât mai mulți și să participați în număr cât mai mare și să aveți parte de aceeași experiență minunată ca și mine. Suntem cu timpul cam pe final și aș vrea ca ultimele 10 minute sau 15 să le alocăm discuție despre grupurile de rugăciune pe care le-ați înființat. Da. Am înțeles că sunt multe, 37. Da. Răspândite în toată țara. Da, avem în majoritatea în Transilvania. Avem un grup format în Slovacia. Am avut în Anglia, în Londra, dar cele mai multe și mai așezate așa sunt cele de aici din țară. Deci sunt mai mult în Transilvania. Da. În general sunt grupuri formate de etnici maghiari, cei care vorbesc limba maghiară. Da, majoritatea sunt în limba maghiară, pentru că e în cadrul Bisericii Romano-Catolice, dar nu ținem cont de religie. Deci poate să vină orice. La întâlnirile noastre, unde se adună cam 300 de persoane săptămânal, acolo vin din 5-6 religii. Acum 2 săptămâni a fost din București, au venit o doamnă și un domn de martiri lui Jehova și doamna avea o boală de 40 de ani și acolo s-a vindecat. Bine, dar acolo dumneavoastră nu sunteți. Cine lucrează? Doamne, ce întrebare bun! Nici o problemă. Da, ați instruit pe cineva din acel grup care știe cum să se roage sau știe cum să ținem seminar de 9 săptămâni. Chiar acum am terminat 2 seminari în 2 localități. În aceste seminarul luăm credința de la bază, de la zero, de la învățatul cititul Bibliei, până la folosirea carismelor Duhului Sfânt. Ce înseamnă carisme? Carisma e om carismatic. Da, expresia asta înseamnă că un om cu potențial supranatural. Deci ceva care deja face, deci vorbirea în limbă, vindecări, sunt, dacă citiți scrisoarea către Corinteni, capitolul 12, acolo se referă Apostolul Pavel la aceste carisme, aceste haruri ale Duhului Sfânt. Da. Care te unge la anumite funcții, la anumite... De vorbire în limbi am auzit la Pentecostal. Tălmăcirea. Da, deci ei sunt cei care, atunci când încep să vorbească în limbi, în fiecare religie ar trebui să existe. Deci au fost botezați cu Duhul Sfânt. Da. Deci există... Iertați-mă, și ortodoxi, și catolici, și greco-catolici, și reformați sunt botezați în Duhul Sfânt. Problema e că nu fac caz din el. Iar pentecostalii pune importanța Duhului Sfânt la locul lor, la locul lui. Mm-hmm. Noi am fost botezați și amin. Și fac bine acest lucru. Da. Da. Au alte slăbiciuni. Toți sunt. Deci nu există nicio religie care nu să nu aibă slăbiciune, pentru că Satan este viclean și învârte până accept ceva care nu trebuie acolo. Dar prin noi, deci și catolici și greco-catolici și ortodoxi, de exemplu, primesc Duhul Sfânt prin botezul lor. Numai că nu îi dăm importanță ulterior la conducerea Duhului Sfânt, la prezența Duhului Sfânt, la faptele Duhului Sfânt. Dar trebuie ceva rugăciuni speciale ca să îți activezi. Să vă spun, prima rugăciunea mea specială a fost, am invitat încă 4 persoane în locuința mea
Și am ținut timp de 4 săptămâni o anumită pregătire pentru prezența Duhului Sfânt. Și a 4-a săptămână am început să nu știam ce trebuie să fac. Și zic, hai să cerem să vină Duhul Sfânt. Și am așezat acolo și am cerut, vină Duhul Sfânt, coboară, așează-te pe noi, Doamne, dă Duhul Tău Sfânt, dă Doamne. Și atunci am început ca să zâmbim, să fim veseli, deci am început să ne transformăm. Am început să râdem, să... Deci a fost o seară plăcută, trebuia să se termine la ora 9 și la 12:20 am primit un telefon, că soția unui prezente de acolo, soțul ei a făcut gălăgie, că unde stă soția cu noaptea în cap. Deci nu există o rugăciune specială. Este normal că cei care sunt deja în cunoștință, în prezența Duhului Sfânt, rugăciunile lor e mult mai activă decât cei care cer numai așa cum am cerut noi. Pentru că noi suntem obișnuiți, așa suntem crescuți, ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm Tatălui Ceresc, ne rugăm lui Iisus. Iisus, da? Ajută-ne, intermediază-ne. Într-adevăr, neglijăm Duhul Sfânt. Deși atunci când spunem rugăciunea, încheiem cu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Dar totuși cumva neglijăm și nu cred că sunt singura, cred că nu, majoritatea nu. Este fapta diavolului, da, care încearcă să facă neputincioasă credința. Și asta nu poate să facă decât dacă așterne, dacă o liniștește prezența Duhului Sfânt. Să nu se întâmplă lucruri deosebite, să nu, să fiți așa cum sunteți, că sunteți bine. Și noi ne-am obișnuit. Chiar mai mult în creștinismul european, aici la noi mai merge ceva, dar în țările din Europa de Vest, acolo credința deja e raționalizată, deci nu prea are putere, nu prea are importanță. Deci chiar mi-a spus unul că seamănă cu un grup de sindicat. Deci, tradiționalism, da, rutină, da. Deci totul devine rutină, da. Sunt interese pentru că să... Așa este. Să nu uităm. Întâlnirile sunt, da, mai pe bază de ce mâncăm, ce facem, da, ce nu știu ce. Și cât cotizăm, că pentru că acea biserică trebuie întreținută, acei păstori trebuie plătiți. Sunt specialiștii ăștia, deci sunt anumite grupuri, da, de vorba aceea. Da, deci asta trebuie făcută. Cu cât ai mai mulți zenoriași, cu atât a venit o bisericii mai mare și cu atât te poți dezvolta, poți face anumite lucruri. De care nu știu dacă ai nevoie. Da. Că dacă nu ai, dacă bisericile nu pun pe primul plan creșterea în credință, poate să credească biserici și capele și nu știu ce. Din păcate sunt oameni acolo care o conduc și nu oamenii sunt slabi, cum ați spus, slăbiciuni, vulnerabilități și raționalism. Da. Să nu uităm câte ce avere au bisericile pe lângă astea, de care poate n-au nevoie, dar nu, asta e viața lor. Deci, credința este totul. Exact. Chiar Apostolul Pavel atrage atenția, e imposibil să fii pe placul Domnului fără credință. Avem aici, imposibil. La Cluj, s-a înființat un grup de al dumneavoastră, la care am fost și eu. Da. Nu pot să spun că sunt membru, dar merg pe câte ori e ședința. Nu înțeleg ce înseamnă să fii membru în acest grup. Nu există așa, deci ceva. Trebuie o scrisoare de aderare, trebuie plăticotizație. Nimic. Nu. Nimeni nu e aparținător nou, pentru că v-am spus că la noi sunt din 5-6 legi vin oameni. Da. Cu necazul cu ăsta mai bine, vine 2 săptămâni. Nu trebuie să scrii o scrisoare de aderare ca să vii. Nu deci, practic, așa. Vii și te rogi, da? Ia, acolo particip la rugăciune, dacă ai probleme, spui, ne rugăm pentru problema respectivă și atâta. Deci poate veni absolut oricine. Indiferent. Știu că este... Chiar dacă nu e credincios, dacă nu a auzit de Dumnezeu, dar vrea să se libereze, deci nu... Și părintele care se ocupă de acest grup de la Cluj este un părinte care aparține Bisericii Greco-Catolice. Da? Sincer, eu nu știu care îi... legătura sau care e diferența între greco-catolici și romano-catolici.
dar dânsul se ocupă de asta și o să-l las să spună el de ce a ales să facă acest lucru. Lăudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos! Mă numesc Ana Aurel, sunt preot în parohia Săviștea Nouă, Comuna Baciu, județul Cluj. L-am cunoscut pe domnul Boanci Tibor acum câțiva ani, prin intermediul unor credincioși care ne-au recomandat să particip la întâlnirile pe care le organizează. Am ascultat cu atenție cuvintele dânsului de învățătură și pot să vă spun că din ce am auzit, la ce am participat, ce am auzit, este faptul că discursul dânsului este în linie cu Sfânta Scriptură, în linie cu învățătura Bisericii Catolice și este un discurs simplu care se adresează tuturor oamenilor. Este un discurs care este accesibil, dar nu este un discurs simplist. Este un discurs care ne cheamă să fim aproape de Dumnezeu și să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. Poate unii se vor întreba, bine, nu este preot, nu este persoană consacrată, în istoria Bisericii au fost mari sfinți, și am să dau câteva nume, Sfântul Francis de Assisi, care a fost doar diacon, Sfânta Caterina de Siena, doctora Bisericii, care a fost persoană consacrată, dar nu a fost nici măcar călugăriță, sau Sfânta Brigita a Suediei, care a fost soție, mamă și abia în perioada a doua vieții a renunțat la tot și s-a consacrat lui Dumnezeu. Deci, starea de viață nu este un criteriu pentru a spune despre cineva că este mai aproape sau mai departe de Dumnezeu sau de biserică. Îmi vin în minte îndemnurile Sfântului Apostol Pavel în Epistola 1 către Tesaloniceni: cercetați toate spiritele, toate duhurile și țineți ceea ce este bun. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, lăudați să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. De ce are să facă acest grup? De obicei, vă spun așa, cei care vor mai mult decât obișnuința sau simplitatea, care vor viață în creștinism, simte că trebuie să facă ceva. Da, să știți că niciodată, la niciun grup, când ne rugăm, dânsul nu uită de dumneavoastră. Eu întotdeauna am uitat, sincer. Dânsul niciodată nu uită să vă pomenească, se roagă întotdeauna și pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Se dedică trup și suflet acestui grup și noi mulțumim pentru ceea ce face aici la Cluj. Vă mulțumim că ați venit cu propunerea de a înființa acest grup și sunt câteva doamne care... Trebuie să vă spun că aceste grupuri nu sunt grupurile mele, nici de cum. Toate grupurile pe care se înființează sunt grupuri aparte, separate, deci nu aparțin de parohia respectivă. Deci aceste grupuri, când au fost înființate, nu au fost înființate ca să facem o grupare deci separată. Deci nu suntem adepții dumneavoastră, cum ar veni, da? Deci nu sunteți un guru fiecare, la care noi... Deci da. Fiecare, deci noi avem conducător de grupă din reformați, evanghelici, unitarieni, deci și am zis să se păstreze în religia lor. Nu trebuie să schimbe religia, ci credința să fie vie. Da. Deci, dar noi ajutăm. Deci dacă cineva dorește, după cum avem posibilitate, venim în ajutorul lor. Păi oricum, rugăciunea, indiferent în ce religie ești botezată, rugăciunea către Dumnezeu este aceeași. Deci sufletul pleacă spre Dumnezeu. Asta este esența. Și dacă doi sau trei se adună, cum ați spus dumneavoastră la început... Dacă doi sau trei se adună în numele meu. Exact, da. Pentru că asta e foarte important, că ne mai adunăm noi așa. Da, da.
dar nu e în numele Hristos. Și pun o rugăciune, acea rugăciune are putere. Cel puțin, cred că asta a fost motivul pentru care am mers sau merg la acest grup. Sper ca acest grup să se dezvolte. Aș vrea cât mai multe persoane să vină, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât rugăciunea are putere. De aceea am pus numele Puterea Rugăciunii, deși dumneavoastră m-ați corectat. Da, se pune popular așa, se spune Puterea Rugăciunii, dar credința are putere, rugăciunea e mai... Dacă e în credință, are putere, dacă nu e în credință, nu are putere. Dacă mai doriți să adăugați ceva ce poate eu am omis să vă întreb. E greu să fac eu o măsurare, o evaluare ceea ce am spus, pentru că când treci la credință, nu te uiți dacă lumea e mulțumită. Trebuie să te uiți dacă Dumnezeu, dacă a fost după voia Domnului ce ai vorbit. Iar asta, Hristos spune, copacii se cunosc după fructe. După rod, da. Deci, după rod se va vedea dacă această convorbire, de exemplu, a ajutat pe oameni să se deschidă mai mult către voia Domnului, ca să trăiască în voia sa. Iar pentru asta, ca să fie mai vie, pentru asta ar trebui să ne rugăm, nu să analizăm. Și o să ne rugăm acum, dacă... Tată Ceresc, în primul rând îți mulțumesc acest studio, Doamne, unde se străduiesc ca prezența Ta dumnezească să fie mai vie în viața ascultătorilor. Doamne, dar ne rugăm și pentru cei care Te caută, cei care se străduiesc, Doamne, să trăiască după voia Ta, ca prezența Ta dumnezească să-i domine gândurile, vorbele și faptele lor, ca aceea libertate pe care ai adus prin Fiul Tău, Hristos, cel care a zis: dacă Fiul Domnului vă face liber, veți fi liber cu adevărat. O, Doamne, deschide inimile telespectatorilor și binecuvântează-le, Doamne, la rugămintea noastră comună, la libertate spirituală, la vindecări, Doamne. Vino cu harul Tău. Tu ai creat o lume întreagă, Doamne. Cât de ușor îți este să regenezi un trup rănit, o inimă îndurerată, un om influențat să-i liberezi. Vino, Doamne, cu prezența Ta. Te rugăm în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, binecuvântează-L pe toți nevoiașii, Doamne. Ajută-L să ajungă la Tine, dar binecuvântează preoțimea, Doamne, ca să fie purtătorul prezenței Tale dumnezeiești, în puterea Ta dumnezească, ca prezența lor să aducă o viață nouă în viața celor nevoiași. Vino, har dumnezeiesc, vino la rugămintea noastră și binecuvântarea și prezența Ta să-i domine în totalitate la rugămintea noastră prin Sfânta Treime, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul Tibor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru posibilitate. Vă mai așteptăm pentru că avem ce învăța de la dumneavoastră. Pentru că aveți ceva de spus și e bine să fiți auziți. Dumnezeu o să demonstreze. Până data viitoare, stați cu ochii pe clujaem.ro. La revedere!